Reacția fabuloasă a lui Dani Oțil după ce și-a văzut soția pe internet, mai mult dezbrăcată decât îmbrăcată. Dani Oțil, ca de fiecare dată, a avut acum o reacție fabuloasă pe internet, după ce și-a văzut soția pozând mai mult dezbrăcată decât îmbrăcată, deși este însărcinată în 8 luni. Iată ce spune vedeta despre partenera sa și transformările prin care a trecut în ultima perioadă. Nu cu mult timp în urmă, Gabriela Prisacariu a publicat o fotografie de-a dreptul incendiară, lăsând pe toată lumea cu gura căscată, căci a apărut doar pe jumătate îmbrăcată, deși în mai puțin de o lună va aduce pe lume primul ei copil. Ei bine, de la gestul blondinei, care spune că duce dorul meseriei de fotomodel, și până când prezentatorul de la Neața cu Răzvan și Dani să reacționeze, a mai fost nevoie doar de un pas. Adică de o mică căutare printre fotografiile mai vechi ale fotomodelului, dar și de puțină inspirație. Dani Oțil, reacție amuzantă după ce soția a apărut pe internet într-o ipostază sexy. Așadar, nu doar diva noastră are acum o nouă postare pe rețelele de socializare, ci și Dani Oțil, care, plin de haz, amuzând pe toată lumea, a pus-o pe mama viitorul său copil în mijlocul unei glume de zile mari. Mai concret, omul de televiziune a arătat cum era Gabriela înainte de a rămâne însărcinată și cum este acum, când stă să nască, totul însoțit de un mesaj pe măsură. Atenție la comenzile online! Eu mi-am ars pe viață, a fost mesajul plin de amuzament scris de Dani Oțil în dreptul colajului foto pe care le-a realizat cu frumoasa sa soție și pe care îl puteți vedea în secțiunea Galerie Foto. În urma postării sale, așa cum era de așteptat, și cei care fac partea din comunitatea sa online au reacționat imediat, înroșind butonul de like. Mai mult decât atât, unii au dus gluma mai departe, alții au ținut să-l felicite pe colegul de emisiune a lui Răzvan Simion pentru alegerea unei femei atât de perfecte. Eu zic că ești pe plus, să comanzi un produs și să primești două, cam rar, te-ai orientat bine. E genul de femeie care nu se îngrașă nici cu vârsta, nici după două nașteri, te-ai ars frumos, așa să te tot arzi, o minune de femeie, ești Caterinca. Sunt doar câteva dintre reacțiile fanilor matinalului de la Antena 1 care așteaptă să devină tată de băiat, gândindu-se deja, și el și blondina, și la posibilitatea apariției celui de al doilea bebeluș.